Năsui a depus o inițiativă legislativă în Parlament prin care ar trebui să se întocmească un registru cu tot personalul fostei securități. El merge mai departe și vrea trecerea în listă și a membrilor familiei până la gradul 3. Registrul va fi făcut public de CNSAS pe site. Năsui nu știe dacă are și susținerea partenerilor de coaliție pentru acest proiect, dar va afla la vot. Și cum combatem o minciună mai bine decât prin transparență? Trebuie să clarificăm o dată și pentru totdeauna cine sunt foștii securiști, deci avem un registru al foștilor securiști, toți ofițerii, toți oamenii angajați de Forța Securitate. Nu mai este vorba doar de informatori. Tatăl ministrului a fost acuzat în spațiul public că ar fi devenit colaborator al securității în momentul în care a emigrat în Statele Unite în anii 80. Au afirmat asta și socialdemocrații de la Tribuna Senatului prin vocea lui Lucian Romașcanu. Năsui neagă legăturile vehement. Cu actualul ministru al economiei aflat într-o strânsă legătură cu foști lucrători ai securității comuniste, firmele familiei Năsui prosperă din plin de pe urma contractelor puse pe tavă. Este o minciună sfruntată, e o minciună totală, este exact ceea ce făceau și comuniștii. Nici eu, nici familia mea n-am avut nicio legătură cu fosta securitate, alta decât să fie victime ale ei. Și tot Năsui este cel care a angajat în ministerul pe care îl conduce un consilier care avea statutul dovedit de colaborator al securității. Întrebat cum explică decizia, el a răspuns sec. Așa și? Și acum pare că și-a dat seama că este necesară clarificarea trecutului pentru orice angajat al statului român.